Pe de altă parte, căței se întorc la Casa Albă odată cu alegerea noului președinte american. După ce a câștigat alegerile, Joe Biden urmează să se mute în reședința prezidențială împreună cu familia și animalele sale de companie. Joe Biden are 2 câini, Champ și Major, dintre care unul a fost adoptat de la un adăpost. Joe Biden este cunoscut de mult timp ca fiind un iubitor de animale. El va fi însoțit la Casa Albă atât de membrii familiei cât și de cei 2 patrupezi, Champ, pe care l-are din 2008, și Major, un ciobănesc german pe care l-a adoptat în 2018 de la un adăpost de câini din Delaware. Hey Champ, you want to play golf? Well, where's the golf club? Well, go get the golf club. Well, go get the golf club. Totodată, Major va fi și primul câine dresat pentru operațiuni de salvare care va locui în reședința oficială a președinților americani. Potrivit apropiaților noului președinte, familia Biden a vrut inițial să îi ofere doar un cămin temporar lui Major, însă acesta a devenit o parte a familiei la insistența fiicei noului președinte, Ashley. Tradiția de a aduce patrupede la Casa Albă era de mult timp populară în rândul președinților americani. Primul președinte care a întrerupt obiceiul a fost Donald Trump, care nu a avut animale de companie. Walking a dog on the White House lawn. Would that be... Până la el, toți președinții, în afară de James Knox Polk și Andrew Johnson, au adus animale la Casa Albă. Deși principalele necuvântătoare care au locuit aici au fost câinii, președinții americani au mai adus și pisici și chiar și animale sălbatice, precum lei și crocodili.